Astăzi este Ziua Națională a Lecturii și, cum literatura este de mai multe feluri, noi vom vorbi astăzi despre cum se citește o piesă de teatru. Noi fiind de meserie... Cititori de piese de teatru. Cititori de piese de teatru, că asta am învățat noi la școală, cum să citim și eventual el să interpreteze. Eu să regizez și... Nu mai țin minte ce se spunea, cred că Sasha Guitry, dar nu singurul spunea așa. Deci, autorul se gândește la o piesă, o scrie pe a doua, regizorul o citește pe a treia, actorii o înțeleg pe a patra, o joacă pe a cincea și publicul o vede pe a șasea. Da. Cam, pe scurt, cam despre asta e vorba la piesele de teatru. Există și acolo o meserie. Nu este doar talent. La teatru este în primul rând o meserie care trebuie învățată, trebuie să știi cum să scrii. S-au scris chiar și cărți pe tema asta, cum să scrie în piese de teatru. În general, piesele bune încep cu un accident. Și din acel accident declanșează intriga, cum zicem noi. Adică conflictul. Că fără conflict nu avem piesă. Sau mă rog, există. Dar piesele care ne interesează pe noi, în general, au o relație între personaje. Conflict în sensul nu că se iau la bătaie, ci în sensul că au o relație în... Avem și contraexemple celebre. Da. În România s-a jucat timp de 30 de ani o piesă care se numea Apus de soare, cu George Calvoreanu, adorat de publicul românesc. O piesă în care, de asta am zis că e un contraexemplu, nu se întâmplă nimic de la coadă la cap. Nu există niciun conflict, da. Doar se povestește din când în când și se arde cu fir roșu o rană. Cam asta este toată piesa. S-a jucat necontenit 30 și ceva de ani cu doamna Popovici, care a debutat ca copilă și a trecut, da, prin toate... a trecut la babe. Nu, femeia aceea n-a jucat femei, a jucat doar copilițe și babe. Atât. Eu fac paranteze. Da, tu vorbești și eu fac paranteze. Da. Nu, dacă ne gândim, de exemplu, la o scrisoare pierdută, începe cu un accident. S-a pierdut scrisoare, o scrisoare de dragoste. Și de aici începe povestea. Sau cea mai faimoasă piesă a teatrului, Hamlet, începe cu apariția unei fantome, care declanșează ulterior conflictul. E o fantomă adevărată? E unul deghizat în fantomă? Ce-i cu chestia asta? A fost o crimă? N-a fost o crimă? De acolo se începe toată povestea, care e atât de ramificată și de complicată. Și la Caragiale, la fel, în Scrisoarea pierdută. Caragiale, care se considera un mare teoretician, la Bărărie, acolo, când se adunau amicii lui mai tineri, spunea, domnule, zice, dacă dați o baterie de vin, eu vă învăț să scrieți orice gen de operă literară fără probleme. Ieftine cursuri. Da. Și el a vrut să scrie și o istorie a românilor, l-a păcălit pe Spirul Hare să-i dea bani, după care s-a apucat să-și facă un plan așa foarte elaborat și a uitat. Banii a luat, da, bineînțeles. Ăla, Spirul Hare, degeaba a încercat, domnule, dar mai promis că putea. Da, se face, nicio problemă. Și n-a mai făcut niciodată această istorie pe care explica, l-a păcălit în modul cel mai ordinar. I-a povestit acolo, s-a dat la minister și i-a zis cum o să fie, care era pentru uzul copiilor, un manual de istorie. Fiindcă ar vorbi de Hamlet, trebuie să zic o chestie iarăși foarte interesantă. Cu cât o piesă este mai dens constituită dramatic din scriitură, cu atât didascaliile sunt mai absente. În sensul că în Hamlet, în piesa pieselor, nu avem niciun fel de didascalie. Atât avem. Enter Hamlet, exit Hamlet. Asta da. E tot. Ah, există.
Există. Are doi clown gropari. O indicație mai lungă. Da. Iese Hamlet trâgând după el trupul lui Polonius. Asta este cea mai lungă indicație din Hamlet. În rest, intră și iese. Asta e tot. În schimb, dacă ne uităm... Doamne, am zis că nu dau nume. Dar trebuie să-l zic, pentru că am găsit acolo o indicație, se numește Camil Petrescu, domnul acesta, care dă o indicație la un moment dat. Dacă ar mai fi fost în viață, l-aș fi rugat să o joace el. Se dă o replică și didascalia este așa. Se prăbușește ca o cariatidă în neant. Da. Domnul Petrescu, jucați-mi și mie chestia. Vreau să văd cum faceți. Că eu când mă sui pe scenă, regizorul îmi spune, tătuțu, intri pe aici, ești pe aici, ai sarcina cu tare, ai starea cu tare. Cătălina Buzoianu ne mai dădea din astea. Dumnezeu să ierte și pe ea, ne spunea, deci Cătălina, ce facem acum la sfârșitul piesei? Ce facem acum pe final? Fiți hieratici, ne spunea. Să fim hieratici și eu că nu pot să tac din gură, nu pot. Zic, Cătălina, urcă tu pe scenă, fii tu hieratică, cine mi-e, și pe aia suntem și noi. Și care metru, zic, nu, să nu urce pe scenă, să nu, regizorii să nu urce pe scenă, stai acolo, stai acolo. Și n-am apucat să aflu cum să fii hieratic pe scenă și acum. Și acum mă mai gândesc. Cum să fiu hieratic pe scenă? Da, Camil Petrescu, care a rămas prin caromancer. Teatrul lui nu se mai joacă astăzi. Mai ales piese de-astea fantasmagorice, gen Danton, care avea vreo 200 de personaje. Sunt o grămadă de... Și s-a jucat o singură dată în montarea lui Horea Popescu la Teatrul Național. Pentru că numai acolo era o scenă atât de mare ca să intre toți revoluționarii francezi posibili și imposibili. Și odată a putut să-i adune, că în rest n-a mai avut, că erau de la operă, de la operetă, de la Teatrul Național, de Temirunde, de la toate școlile de teatru, figurația Teatrului Național, tot ca să poată să-i... Curten, dame și popor. Da. Și Camil Petrescu a făcut și un doctorat în teatru. Și el se recomanda ca dramaturg. La fel cum e Bulgakov, care la fel, Bulgakov tot dramaturg se considera și nu i s-a jucat niciodată nicio piesă cât a trăit el. În schimb, toată lumea îl știe ca romancier. Deci, până la urmă, uite, așa aș putea istoria le aranjează. Dacă nu se joacă, aș putea să zic și eu că sunt dramaturg. Da. Dacă tot nu știe lumea, nu? Da, Stalin, care l-a, nu l-a lichidat pe Bulgakov, l-a tolerat. În schimb, spunea, avea interdicție la teatre să... El și scrie... Tu scrie că nu o să se joace niciodată. Da, adică nu... Și Răzbunarea lui Bulgakov a fost un roman foarte amuzant, care se cheamă Roman Teatral și care... în care povestește chinurile unui autor care reușește cu chiu cu vai să scrie un roman, după care primește o ofertă de la un teatru ca să scrie o dramatizare și cum se repetă toate chinurile lui, apare și un regizor care îl, bineînțeles, îl caricaturizează pe Stanislavski. Și, dar pe Meyerhold de ce l-a împușcat? El a avut un parapone împotriva unor artiști. Nu e singurul Meyerhold care... Scriitorii au fost destui care au... E foarte ciudată literatura sovietică. Aș putea să spun că avem un exemplu extraordinar. Ilf și Petrov. Ilf și Petrov scriau împreună, acum Ilf fiind evreu și Petrov rus. Da. Marea enciclopedie sovietică a început așa, mergea lent. A ajuns la Ilf, la I, și au spus, un scriitor care nu a înțeles realizări de regimului socialist și a criticat vehement. Un scriitor de mâna a doua, deci ceva, sigur, avea acolo un paragraf în enciclopedie, că totuși au apărut niște cărți. Trece timpul, trece și epoca stalinistă, se ajunge, enciclopedia sovietică ajunge și la P. Nu. Geniu al literaturii sovietice, Petrov. A, și la Ilf se termina. El a scris împreună cu Petrov. Geniu al literaturii, și o pagină întreagă în care l-au lăudat, l-au făcut. Nu. Și la sfârșit, el a scris împreună cu Ilf. Adică,
Și lumea zice, uite bă, ce antisemiți sunt ăștia, adică ăla e vreo, noi la cap și ăsta, sigur. Da. Mulți au... Nici o legătură, dar... Era așa prigoana, așa numită prigoană a tuturor. Nu a cosmopoliților. Așa e, noi numeau evrei, numai au cosmopoliți. Când Stalin a omorât... Îi luau după studii. Am văzut mărturia unui... Foarte mulți doctori care erau... Unui călău, nu pot să-i spun torționar, care omora câte 8 oameni pe zi în România și care avea temă să omoare filfizonii. Filfizonii erau oamenii care aveau studii în străinătate, preponderent la Paris sau la Berlin. Da. Și ăștia trebuiau omorâți toți. 45-47 până în anii 50, i-au omorât pe toți, pur și simplu, pentru că aveau studii în străinătate. Și tipul ăsta de mentalitate, că dacă vii din Occident, le distrugi lor comunismul, ne-a dat înapoi câteva generații. Adică tema lor, tema comunismului, a fost distrugerea elitelor, în primul rând. Da. Era un caghebist care spunea, într-o țară ocupată, tema noastră era să distrugem 10% din populație, în primul rând elitele. Profesorii, popii, ofițerii de rang superior și așa mai departe. Și intelectuali în general. Ăștia erau primii. Da. Care au fost, așa a apărut proletcultismul, care a fost așa o monstruozitate pe care am avut destul de mult de tras până când ne-am revenit așa cu câțiva scriitori, cu Marin Preda, cu... A început să crească ușor, ușor. Da, da. Nikita, care... Dar dacă ne uităm la ruși, pentru că veni vorba de ei, da. Ei și acum se laudă cu ce a fost înainte. Da. Adică nu au reușit să aibă niște titani de dimensiunea lui Tolstoi, lui Dostoevski. Nu, tot cu ei au rămas. Așa, suntem înainte de primul război mondial. Cam asta este. Bulgakov, care... care nu a fost jucat. Maestru și Margareta a fost... terminat, el a lucrat enorm, 10-15 ani, a fost terminat în 1964. Este totuși jenant cum și... au fost perioade din astea în care, și la noi este, oameni buni, dramaturgii români n-au reușit să treacă peste Caragiale, omul care a scris 4-5 piese, pe bune. Da. Adică încă pe 100 de lei îl vedem pe Caragiale. În atâția ani, literatura română, mă rog, ținută sub obroc o jumătate de secol și mai bine, nu a reușit să dea pe cineva peste nivelul ăsta? Adică ce face nația asta? Unde stăm? Asta că suntem aici la literatura română. Da, Ar fi putut să avem și noi, da? Niște dramaturgi. Nu zic că n-avem. Dar nu puteam să avem de nivelul ăla sau puțin peste, că totuși a trecut. În perioada interbelică s-au scris piese de valoare. Păi cam uite, aia e perioada cu care ne mândrim. Tache Anche și Cadăr, Omul cu Mărțoaca. Care se joacă și acum. Sebastian cu și ultima oră, Steaua fără nume, da. Care au fost... piese, dar chiar și în timpul comunismului, că până în anii 90 se spunea că a fost deșert în România, nu, în perioada deșert, comunistă și că tot ce s-a scris în perioada aia e maculatură. Nu, nu e maculatură, a fost colorată în așa fel încât nu prea mai ce să faci. Adică stăteam în cabină cu Moțu Piti și spuneam replici celebre. Replici celebre din filmul românesc contemporan. Da. Cum vine eroina și disperată strigă: tovarășe, inginer, ce se întâmplă cu batardoul? Și jucam această replică. Punctul 1. Nimeni nu știa ce este batardoul. 2. De unde vine furia personajului? Despre ce vorbim? Filmul a fost cea mai oropsită dintre arte, pentru că era cea mai cenzurată. Iar, nu întâmplător, cele mai bune filme ale noastre au fost ecranizări.
Pentru că regizorii se ascundeau în spatele unui clasic. Da, normal. Îți spuneau, domnule, da. Cenzurat pe Repreanu, da. Chiar așa, zice, uite-mi aici, e romanul lui Repreanu, nu am scris eu. Și atunci treceau. Dar și după 90, majoritatea filmelor, de fapt nu doar la noi, peste tot în lume și în America, majoritatea filmelor au fost ecranizări. E mai ușor să creezi să un dai film, vina pe ei. Să faci un film bazat pe o poveste serioasă, bine scrisă, decât să inventezi tu totul de la zero. Mai ales că la noi nu exista meseria de scenarist propriu-zis. Mai este și magia titlului. Da. Că eu mă uit de plin de la Teatrul pentru Copii. Poți să faci niște piese geniale, dar doamna care distribuie bilete zice, copiii vor scufița roșie. Nu mergem la anotimpurile iubirii sau... Nu, ce e asta? Da. Nu. Scufița roșie și capra cu trei. Hai să rămânem acolo, să nu depășim nivelul ăsta. Deci când facem un... Ai senzația că acum mă gândeam, ai zis la un moment dat de Scrisoarea pierdută, când... care era conflictul, că m-am întâlnit cu Tocilescu, cu Dumnezeu să luce și pe ăsta, că mai de mor să vorbim. Și zic, bă, Toca, dar el a băgat acolo o chestie, știi? Adică personajele aveau telefon mobil. Da. Și am spus, bă, Toca, acum într-un nu-i fie vorba, dacă oamenii ăștia au telefon mobil, de ce mai scriu ei scrisorici care pot fi pierdute? Nu pot să vă spun care a fost răspunsul lui, că vreau să rămân în cadrul unui limbaj cât de cât academic, da? El nu avea această restricție, ca să zic așa. Nu, bă, Toca era... Bă, nu, dar se pune un titlu. Deci titlu. Da. Care, la un moment dat, piesa nu are nicio legătură. Da. Păi... Vorbea acum Andrei Șerban că el a fost și cumva pus în situația de a pune un Romeo și Julieta în variantă... Progresistă. Da. Adică... Da, nu, erau, nu era un cuplu femeie-bărbat, era un cuplu de bărbat și el a zis că nu consideră așa și l-au eliminat pentru chestia asta. Cum o să se întâmple? Asta e varianta lui. Eu am auzit varianta că pur și simplu l-au pensionat. Dom'le, da, motive da, de... l-au pensionat, dar de ce? Trebuie să fie un motiv, nu mai de vârstă. Pot să vă spun un banc, se înregistrează cu Andrei Șerban? Nu, sau... Mă rog, să zicem că e cu altcineva. Se cade la montaj, da. Se duce la doctor și spune că are o durere de spate îngrozitor de mare. Și la caută-l, da? Și zice, da, dar ce nu, nu avem niciun tratament. De ce? Păi ce aveți dumneavoastră nu este în nomenclatorul nostru de... De ce? De ce? Aveți un început de statuie. Da. Acum, treburile sunt mai, din ce în ce mai complicate în... În teatru, fac tot felul de, de experimente și e normal. Pentru că așa s-au făcut tot timpul în istoria teatrului, s-au tot inventat fel de fel de... Da, mie mi se pare că ne întoarcem puțin prin anii 50, așa, din așa, pentru că și la momentul ăla... Asta cu politica da, corectă... Vine, da, vine o ideologie care nu neapărat stă în picioare și... Că vine ordin de la stăpânirea aia mare sau de la stăpânirile alea mici, e una, dar sunt foarte mulți indivizi din ăștia, din categoria pe care Lenin îi numea idioți utili, care se înregimentează imediat într-un anumit trend. Cred, nu cred în ei, așa e, acum, ne băgăm, îi susținem pe ăștia, zice, nu știm, așa e acum. Și sunt din ce în ce mai mulți. Da, a fost o adevărată furie, mă, care a plecat din America, l-au cenzurat pe Mark Twain, au spus, domne, cum adică ăla negru, Sam, este un sclav fugit, trebuie schimbat, rescris romanul. Păi, domne, dar așa l-a scris autorul, nu, domne, trebuie rescris. Au dărmat nu știu câte statui, că statuia cu tare îl reprezintă pe nu știu general sudist, că care, ăla a fost... Care a avut sclavi pe moșia lui. Că asta cu sclavii, că... Păi și Washington avea sclavi, dacă stăm să ne gândim. Hai să-l dărmăm și pe ăla. Și deci, se schimbe și numele capitalei. Da, adică totul este... Să-i spună Coliba într-o
spirala demenței, această corectitudine politică. L-ați văzut că dacă este un film, în general, personajul negativ nu prea este negru. Dacă sunt, se face un algoritm în care personajele trebuie să reprezinte toate naționalitățile colocuitoare, atâția la sută negri, atâția la sută spaniși, atâția la sută asiatici. Da, nu respectă procentul. Atâția gay, atâția... Negri sunt 16% în Statele Unite, da. Și acum din filme trebuie să... Acum sunt 85%. De exemplu, au făcut un remake după cei 7 magnifici, care la rândul lui este un remake după un film japonez al lui Akira Kurosawa, cei 7 samurai. Și în varianta cea din 1960, toți ăia erau albi. Era Yul Brynner, era Steve McQueen, toți ăia erau Bronson. Acum nu ai. Ăla, personajul pe care juca Yul Brynner, este Denzel Washington, care este negru tuci, ca să fie. Apare și un indian între ei, ca să fie. Da. Apare și un asiatic care aruncă cu cuțitul, care este cam ce juca ăsta, nu contează, Steve McQueen. Mai e vreun alb? Asta era ideea. Da, sunt, sunt și câțiva albe așa, dar trebuie să fie, să apară. E și un mexican, bineînțeles, între cei 7 magnifici, ca să fie toate United Colors of Benetton, da. Adică să fie toată lumea reprezentată, că altfel este scandal. Sigur că varianta modernă este un spanac, dar... Și varianta asta cu albă ca zăpada, care e neagră, și de 7 pitici care sunt înalți toți, ca să nu jignim pe pitici. Da, albă ca zăpada, bine... 10 negrimitii. Dar n-ai voie. 10 negrimitii tăi, piesa se numește acum și din 10 n-a mai rămas nici unul. Da, și... Mica Sirena, spune domnule, nu știm, e o creatură mitică. Dar albă ca zăpada, de ce o mai cheamă albă ca zăpada din ce e neagră? Dar... Dar nu am putut să-i spună. Neagră ca tăciunele, păi că cădem în cealaltă extremă. Da, adică... Eu nu pot să tac, evident, și uite, o Ana Polei, da, 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 păi știm că a apărut peste tot, da. Ea săraca n-are nicio vină, da. Sau cum este Cleopatra, s-a făcut film, și am ales o negresă. Ori Cleopatra era grecoaică. Era descendentă a familiei Ptolemeu, care era unul dintre împărații, dintre generalii lui Alexandru cel Mare, care a întemeiat o dinastie. Și erau greci toți. Chestia asta a început mai demult, când a plecat Bulandra cu Noaptea Furtunoasă a lui Ciulei în state, la mama, doamna aceea. Evident că n-au putut să ia, că era în ultimul act, o grămadă de figurația. N-au putut să ia și toată figurația. Nu doar actorii. Și au zis că luăm figurația de acolo. Și doamna aceea, doamna directoare, despre care vorbim, i-a adus figurația de acolo, în care trei sferturi erau negri. Și Ciulei a zis, știți, adevărul istoric este că la 1800 în România nu exista picior de negru. Deci nu e din piesa asta. Și atunci au spus lui Ciulei că este rasist și a jucat cu negri în Scrisoarea Pierdută. Ducea, adică... Da, la noi a fost o curiozitate când a apărut Josephine Baker la Tănase. Boală într-o trăsură trasă de un struț pe Calea Victoriei. Avea ceva. Nu, avea o centură din banane, care iarăși nu era deloc politically corect, dar când avea, a fost așa o mare curiozitate, pentru că nu văzuseră, era așa ceva, nu poate să existe. Bine, Tănase avea chestia asta, că ce revistă se juca la Paris în mai, se juca în septembrie la București. Avea el un... O vrei deștept, care se ducea și lua la jumătate de preț toate costumele, toate partiturile și toate textele de la revistele din Franța. Da, le traduceam și
Adevărat că foarte mulți în perioada interbelică, care a fost așa o perioadă frenetică, apăreau companii, se desfințau, iar apăreau altele. A fost cea mai frumoasă și mai fertilă perioadă artistică din istoria cunoscută a României. Erau tot felul de regizori care încercau... Bine, și România era Românie, ca să zic așa. Da, adică încercau să găsească noi mijloace de expresie. Victor Ion Popa era în polemică cu Ion Sava, să zic. Și Sava ce a făcut acolo la Cernăuți, Doamne, deci da. era avangarda Europei în momentul ăla. Da. Cernăuțul era mai tare decât Parisul în materie de inovație teatrală. Ai cap dreptate. Da, sigur. Și, bine, Cernăuțul nu mai e în România. Da. Nu știu ce au mai ciordit ăștia. Acum, Cernăuțul, toată lumea se gândește la Eminescu, la anii lui de școală, dar a fost, s-a dus. Și oricum, pe vremea aia nu era în România, era în Austro-Ungaria. Adică nu, până în 1918, până la unirea Basarabiei cu România, după desfințarea Imperiului Habsburgic și a Imperiului Rus, sau așa să-l ajute Dumnezeu și de acum încolo, eu când am închis acum. Eu sunt copil de bucovinean și nu pot să tac, adică... Da. Da. Să mergem mai departe cu citirea unei piese de teatru. Piesa de teatru, punctul 1, nu este scrisă ca să fie citită. Ea este scrisă pentru domnii regizori, ca să o citească ei și după aceea să ne spună nouă ce au înțeles din ea, să ne dreseze, ca să zic așa, și să ne dea indicații. Deci aici voi n-ați înțeles, zice regizorul, aici e cu totul altceva, trebuie să jucăm în această cheie. Am dreptate, nu? Da, și regizorul descifrează el acolo, găsește ce a vrut să spună autorul, care de multe ori autorul s-a gândit la cu totul altceva sau nici măcar nu e de acord cu regizorul. Absolut, da. Că regizorul spune, dom'le, că îl întreabă actorul, dom'le, dar de ce punem piesa asta și nu alta? Păi, domnule, piesa asta spune că puterea te corupe. Sau că... Era o chestie în perlele de la bacalaureat cu un tip care zice ceea ce au scris autorii acolo e ceva ce nici ei n-au știut ce, pentru că profesoarea tot timpul ne întreabă ce a vrut să zică poetul aici. Că nici el nu știa ce a vrut. Da. Sunt așa zisele analize stupide de text în care îl pune amărântul de elev să descrie sentimentul pe care îl stârnește pădurea foșnind în sufletul poetului. Da. Și apropo de chestia, trebuie să vă mai spun. Asta, bancul ăsta a fost făcut pentru Cătălina Buzeanu, Dumnezeu să o ierte, dar trebuie să vă spun că a fost vorba de regizor. Știți ce este un regizor femeie? Nici una, nici cealaltă. Da. Încă mai are aplicație această zicere. Da. Ce se întâmplă pe scenă? Uite, mă întorc la Sasha Guitry, care nu este așa de adorat de francez, că au descoperit la un moment dat că a fost puțin cam colabo. Și el a emis niște reguli foarte simple. A spus, pe scenă trebuie să se întâmple următoarea chestie. Eu am în public trei oameni. Am unul care este surd, unul care este orb și un al treilea care este foarte cult, este rafinat, cunoaște toate subtilitățile, dar nu știe limba franceză. Eu trebuie să fac un spectacol în așa fel încât să-i mulțumesc pe toți ăștia trei. Adică imagistic trebuie să înțeleagă surdul, nu? Sonor trebuie să înțeleagă și orbul și ca ce se întâmplă acolo trebuie să înțeleagă și unul care nu știe limba. E, dacă reușesc să am pe scenă toate aceste deziderate, la un moment dat se poate întâmpla, am un spectacol pe care îl joc de 29 de ani cu Ana Pelea și la un moment dat un domn ne-a întrebat, da, când a scris Beckett piesa asta? Piesa nu e scrisă de Beckett, bineînțeles, ea provine din expandarea unui exercițiu de clowni, ca să zic așa, devenită
Dacă cineva a văzut că a scris-o Beckett, înseamnă că acolo se întâmplă ceva. Nu știu să explic ce. Se termină cardul? Nu. După asta putem să spunem și prostii când se termină cardul, că nu ne mai înregistrează nimeni. Da. Mă gândesc acum la scap acum numele unui text. Este un regizor francez care a vrut să facă un spectacol cu deținuți. Și el a luat o piesă clasică și a repetat-o cu deținuții la pușcărie. De-aia considerați așa periculoși, ca să-i reeduce. Și au repetat, după care au jucat-o la un festival de amatori, au avut un foarte mare succes, au luat premiul întâi cu montarea respectivă cu deținuții ăștia pușcăriașii, după care au fost invitați să țină un spectacol la Comedia Franceză. Și deja se făcuse vâlvă în jurul acestui spectacol, care era o întreagă poveste cu aia, care erau unul criminal, unul și probleme psihice avea, fiecare era avea niște traume și care jucau acolo în piesă. Și vine seara mult așteptată, ăsta trebuiau deținuții să vină cu duba la teatru, să înceapă toată chestia și ăia toți se vadează. Și ăla, regizorul, dom'le, unde să ia, unde? Nu știm, nene. Publicul deja tropăia, dom'le, ce facem? Și zice, intră dumneata și cerți iertare, că zice, n-ai actori. Și tipul a intrat în scenă și a zis, dom'le, că ați plătit biletul, dați-mi voie să vă povestesc cum am făcut eu piesa asta și cum... Și mi-au tras clapa ăia și au fugit și să vă povestesc... Și tipul a început să improvizeze, le-a povestit acolo toate aventurile lui cu nenorociții aia de pușcăriași. Și l-au aplaudat aia nu știu câte minute în șir și tipul a ajuns să facă un turneu european spunând aceeași poveste cu întâmplarea lui cu deținuții. Aia au fugit, s-au dus, nu i-au mai găsit. Fiecare a plecat în drumul lui. Deci... Până la urmă, din povestea pe care o imaginează autorul, rămâne cu totul și cu totul altceva. Pentru că noi, de-aia e și interesant să citești teatru, pentru că tu stai acasă la tine în fotoliu sau în pat, citești o piesă, începi să-ți imaginezi cum arăta Julieta, cum era Romeo, ce făceau, cum era casa lui Capulet, cum era lui Montague. Aici este diferența esențială între ceea ce vezi într-un film sau într-o piesă deja montată și cititul. Pentru că cititul te lasă, chiar te împinge puțin să fii creativ. În sensul că știți cum funcționează ura față de idolatrie în religiile bine organizate? De ce nu ai voie să ai Dumnezeu cioplit, chip cioplit și să te închini Lui? Pentru că nu e o mare crimă chestia asta, deși e una din cele 10 porunci în decalogul Moise. Pentru că în momentul în care îi dai un chip lui Dumnezeu, elimini toate celelalte posibilități. Dumnezeu având toate chipurile. Și atunci este un soi de crimă vis-a-vis de propria ta conștiință dacă îi dai doar un chip, pentru că începi să crezi că ăla e. Nu, da. Nu e el. E toate. Am încheiat citatul. Chestia asta se întâmplă cumva și în momentul în care lecturăm, ca să nu mai pun la socoteală că lectura, împingându-ne puțin să fim creatori prin imaginație, ne dezvoltă un lob al creierului care altfel, iertați-mă că m-am documentat, nu se dezvoltă. Cum există și un lob al scrisului de mână, care acum se atrofiază
Măi, vorbește unul mai aici, chiar doi, da? Așa vin și vă dau notă mică de nu vă vedeți. Așa. Deci, lobul acela se atrofiază. N-am inventat eu chestia asta. Sunt oameni experți în neurologie care stau să măsoare fiecare bucățică din ce avem noi aici în cutia craniană și spun că la noile generații care nu mai știu să țină un pix, un creion, un toc, un stilou în mână, lobul acela se atrofiază. Mi se pare de o tristețe desăvârșită, cu atât mai mult cât nu m-am gândit niciodată. Nu m-am gândit că anumite... Mă gândeam că totuși se transferă, nu știu, informația dintr-o parte într-alta și că ce nu e aici se întâmplă în partea cealaltă, nu ca la ăștia săraci care au AVC, cum e mama, de transferă informația că lobul ăla nu mai lucrează, da? Și atunci trebuie să dea comanda mâinii care nu mai merge din altă parte și asta înseamnă o grămadă de exerciții în plus. Dar faptul că nu scrii de mână și ți se atrofiază un lob al creierului, mi se pare de un dramatism incredibil. Pentru că nu știm de când a fost inventat scrisul sau, mă rog, scrijelirea oricărui semn pe ceva, un semn care înseamnă altceva, nu simbolul. Dar asta a însemnat totuși niște mii de ani în evoluția omului și noi acum în 20-30 de ani negăm chestia asta. Și tot ce se întâmplă cu imaginația, care este practic creație, nu? Cum spun americanii. Dacă o visezi, poți să o și faci, nu? Dacă nu ți-o imaginezi, nu o poți face. Cel mai interesant lucru la treaba asta cu scrisul este că e cea mai mare invenție a omenirii. Fără scris nu avansam, eram tot comuna primitivă. Interesant este că toate populațiile care nu aveau legătură una cu alta de pe glob și au inventat un scris. Fiecare cum l-a dus mintea. Sumerienii au făcut alea, scrierea cuneiformă, care inițial era o chestie aia, fiind o societate de agricultori, păi interesa să știe cât producția la hectar, cât e impozitul, cine a plătit, cine păi, l-a... Asta spun și tăbrițele de la tărtăria, da, tot ei au... Niște acte contabile, da. Tot ei au scris prima operă de ficțiune, epopea lui Gilgamesh. Nu, prima, adică cea mai veche păstrată. Cea mai veche păstrată, mă rog, noi nu știm exact... Păi da, nu știm, că n-am scris. Da, la fel cum e, de exemplu, tiparul, nu l-a inventat Gutenberg. Tiparul era inventat în China și în Corea de vreo mii de ani, inclusiv literele alea mobile, numai că ei nu-l foloseau la reprodus cărți. Din cauza scrierii lor atât de complicate, nu te descurcai cu un set de litere cum era în alfabetul latin. Și atunci lor îi se părea mai practic să folosească tiparul pentru ilustrații. Am văzut, era mai simplu să scrie arăta, decât... Am văzut cum arăta, iartă-mă, o mașină de scris chinezească, probabil că singura pe care o aveau. Deci aveau un cadru de vreo 8 metri cu cele principalele 5.000 de caractere și pentru următoarele 15.000 erau niște cămăruțe cu rafturi și când apărea un semn din ăla mai rar folosit, o domnișoară lua o tăviță, se ducea acolo, lua ăsta, îl punea acolo, aia bătea acolo, ok, se ducea și îl punea la loc. Deci, până să apară computerul, scrisul cu mașina de scris în China trebuie să fi fost ce epopeea lui Gilgamesh. Da. S-au tot încercat diverse metode de a face, de a construi mașini de scris. Iar primul scriitor care a folosit în mod curent o mașină de scris a fost Mark Twain, care avea o mașină de scris acasă și o folosea, scria el. Unul din marii derbedei ai literaturii universale, pentru că dacă stăm să ne gândim bine, marii creatori au fost niște derbedei. Începem cu Eminescu. Câte studii a început? Bun. Câte studii a terminat? Niciun. A început multe. Da, dar pe el nu l-a interesat. Adică
Păi da, da, el era ceea ce se numim noi un boem. Adică, mai ales că l-a trimis să-și dea doctoratul ăla la Berlin. Și a studiat el chitastoia până s-a plictisit. Și a zis, domnule, dar stai un pic, ce vrea să facă ăsta din mine? Profesor de filozofie? Dar eu nu vreau, nene, să fiu profesor de filozofie, să predau. Pe dedesubt mai era și alt conflict, când da. Acolo i s-a și tras. Tot cu Maiorescu. Da, să trecem, că intră. Acolo sunt multe de povestit da. Și relația atât de ciudată dintre acest mic cerc și Veronica Micle, care un personaj care tot îl dăm peste el în istoria literaturii, tot apare în perioadă. Avea o problemă, că Micle avea 80 de ani și avea 30, ce vrei. Da, și se măritase la 14 ani cu el. Da. Mă rog. Avea să se taie aici, că intră în chestiuni da. Sexuale și nu face da, parte din da, obiectul dizertației noastre de astăzi. Ca să ne întoarcem, să ne întoarcem la lectura unei piese de teatru, e foarte important că piesa de teatru te împinge spre o lectură absolut personală. Ca cititor, tu ești obligat să-ți imaginezi cum arată personajele, ce se întâmplă, unde este locul respectiv, iar ca profesionist, ca regizor, ca actor, la rândul tău îți propui publicului propriul tău sistem. Tu îi găsești tema, tu îi găsești ideea, le scrii pe alea într-o frază ca să știi să fie liber, după care, în funcție de ce ai imaginat tu, începi să faci distribuția. Și zici, dom'le, știu și eu, Hamlet, cum să fie? Să fie unul înalt și musculos sau să fie unul mic și gras cu ochelari? Care servește mai bine ideilor mele? În textul inițial, Gertrude îi spune lui Hamlet, când vine în atacul ei, da. Ești gras și asuzi. Da. Se pare că cel care a jucat prima dată Hamlet era un bondoc de 1,50 m, atât pe înălțime cât și pe lățime, foarte gras, cu părul roșu creț, asta era descrierea de atunci, și sigur că standardele de frumusețe de la 1600 s-au modificat până acum. A fost prima replică pe care Caramitru a tăiat-o când ne-am apucat de Hamlet ăla. Cum da. Adică ești gras și asuzi? El? Nu, da, niciodată. O da. Montare destul de confuză, pentru că Tocinescu nu era făcut pentru așa ceva. A fost ambiția lui Caramitru. A fost puțin forțat, dar recunosc. Toca o luase invers. În loc să pornească de la ce vrea să spună el cu piesa asta, a luat-o de la, mamă, ce mișto ar fi să apară Polonius cu două sacoșe cu ouă. Și l-a întrebat interpretul, dar de ce intru eu cu două sacoșe de ouă? Păi că vin de la piață. Păi de ce vin de la piață? Du-te acasă, zice, iau partul care nu mă și întreabă. S-a dus și l-a luat pe altul și da. L-a schimbat trei polonioși. Ok. Da, și da. Să nu intrăm în amănunte, că da, astea deja sunt bucătăriile. Pentru că aici sunt feluri și feluri și piese și piese care se potrivesc sau nu se potrivesc. De exemplu, Oblomov a fost un text mult mai potrivit pentru Tocinescu. Acolo era nevoie de sensibilitate, de, cum să spun, de această ciudățenie a spiritului rus clasic, pe care Tocinescu l-a simțit foarte bine. Când a venit Oca în teatru, știi ce a propus el? Titanic Vals și Pino i-a spus, da. Pui Hamlet, că nu vine englezai ca să pună. Da. Ok. Ca să scurtăm așa puțin. Da. Deci, lucrurile... Trebuia să vină o englezoaică și... Da. La vremea aceea era mai dificil cu englezoaicele da. În România, în 84. 84, da. Da. Și montarea a durat enorm, a durat câțiva ani. Marele beneficiu al acelui spectacol a fost că un grup de 7 oameni s-au apucat ei să retraducă, să facă o traducere. Da. Și până la urmă Nina Casian a înglobat toate încercările lor. Fapt pentru care am aflat lucruri de care nu știam.
De pildă, cum anumite chestii devin celebre când se bazează pe un neadevăr. În momentul în care Hamlet îi spune du-te la mănăstire, Ofeliei, da, de fapt o face curvă, pentru că monasterii era cel mai mare bordel din Londra la momentul acela. N-au putut să schimbe replica pentru că era prea celebră. El îi spune, du-te la mănăstire, am auzit că vă sulemeniți, țopăiți, dați din șolduri și puneți neobrăzarea voastră pe seama nevinovăției. Du-te, mi-e silă, m-ați-mi nebunit. La da, mănăstire, du-te. Deci nu o trimite să devină cuvioasă. Nu o să fie măicuță. Altceva îi spune. Fapt pentru care foarte multe valențe, când s-au apucat să sape în piesa asta, au vrut să facă și spectacolul integral. N-au scos decât două scene. Spectacolul durea 5 ore și un sfert. Da, era criminal. Se topeau hainele pe noi, ca să zic așa, da, în timpul ăsta. L-am jucat și la Londra. L-am văzut pe domnul Ian McKellen, așa, da, cum te văd, da, pe tine. Da. Și mai în barul lor erau toți adunați, da. Sunt feluri și feluri de a citi. Noi o să încheiem asta, acum. Dar dacă este o piesă atât de complexă că într-adevăr poți să o citești din foarte multe unghiuri. Și foarte s-a așteptat multă vreme până să apară o traducere decentă a acestei piese, pentru că... În românește? În românește. Asta a fost foarte bună traducere. A fost cel mai mare atu. A fost cel mai mare atu al, al spectacolului, după care au apărut alți traducători moderni, echipa care a scos ultimele traduceri cu Volceanov, cu Horia Gârbea, care a mai stilizat pe acolo. Deci, atunci a fost așa un brainstorming și au, pentru că traducerea în proză a lui Mirea Gheorgheu era o prostie, era o prostie, alea în versuri erau depășite sau penibile, cum era cea lui Levischi și Bantaș. Ce să mai discutăm? E mult peste, deci n-are rost să discutăm despre asta. Dar vorbim de... Ți-a căzut în mâna traducerea lui Barac? Nu. A tradus, prima traducere în limba română, în dialect, așa sună. Să existezi, auba, ia ca chestiune. Da. Bine, vă mulțumim foarte mult că ne-ați ascultat astăzi. Noi putem să mai vorbim două zile, avem subiecte. Da. Da? Noi cu asta ne ocupăm cu vorbitul. Da. Mulțumim frumos! Da. Eu vă mulțumim!